La sfârșitul săptămânii viitoare, consilierii județeni sunt chemați să voteze bugetul Oltului pentru anul acesta. Potrivit președintelui Consiliului Județean Marius Oprescu, și anul acesta vor continua investițiile, mai ales că vom avea mai mulți bani la dispoziție. Spre deosebire de anii anteriori, datorită noii formuri de calcul a bugetului, Consiliul Județean Olt câștigă niște sume suplimentare pe care le și revedeți în investiții. Anul acesta, pe lista priorităților Consiliului Județean, rămân investițiile din sănătate. Aducerea spitalului de urgență la standarde ridicate este un obiectiv mai vechi, atât al fostului președinte al Consiliului Județean, Paul Stănescu, cât și al actualei conduceri. Se vor da bani și în domeniul social, unde se dorește ridicarea standardelor de viață a unor categorii defavorizate. Așa cum ați văzut și astăzi, Spitalul Județean de Urgență Slatina este prima prioritate a noastră, apoi Direcția Copilului, pentru că acolo inițial aveam de gând să modernizăm și restul căminelor de bătrâni și pentru copii pe fonduri europene, dar din păcate modificarea ghidului ne-a dus în situația să nu fim eligibili cu acele corpuri. Vom încerca să, tot pe un proiect multianual, să le reabilităm din fondurile proprii ale Consiliului Județean Olt. Anul acesta vor continua lucrările și de la Spitalul Schitu Greci, dar și în educație. În acest sens, în cursul săptămânii acesteia, conducerea Consiliului Județean i-a convocat pe primarii din județ să le prezinte modalități de atragere de fonduri pentru infrastructura școlară.